Și încă o informație legată tot de susținerea financiară a statului în agricultură. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură prin centrele județene aduce la cunoștința fermierilor că începând de astăzi, 2 iulie 2020, efectuează plățile aferente ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie acestui an. Suma totală autorizată la plată și numărul celor care vor primi această susținere le aflați dacă accesați site-ul nostru agrominus.tv.ro, unde găsiți și alte informații interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă.